Dans, muzică bună, fete frumoase, inimioare și mulți decibeli ar putea descrie perfect atmosfera de vineri seara dintr-un club giurgiuvean. Și dacă inițial prezența a fost estimată la 500 de tineri, numărul celor care au participat la eveniment a fost mult mai mare. Organizatorul acțiunii Asociația Implică-te pentru Viitor a avut grijă să facă distinția între cei care au venit cu pereche în club și cei veniți singuri prin brățări diferit colorate. După cum bine vedeți și dumneavoastră, cred că am depășit tot orice așteptare. Sunt peste 600 de tineri în această seară aici, că nu mai nimeni nici să mai vorbesc. E deosebit, e o seară deosebită pentru noi, tineretul din Giurgiu. Chiar ni s-au alăturat toate organizațiile de tinere și prin acest intermediu chiar le mulțumesc. Sponsorii acțiunii, Răzvan Cuc, directorul Zonei Libere, și viceprimarul Alexandru Vladu, alături de soții, s-au aflat și ei printre tinerii care s-au bucurat de atmosfera serii. Printre aceștia, mai multe personalități din administrația giurgiuveană au participat la eveniment. Aproape că vă confundați cu domnișoarele de aici, cum vă simțiți în seara asta? Mă simt foarte bine, pentru că este seara dragostei și așa trebuie să ne simțim în fiecare seară, să iubim și să arătăm partea bună, să scoatem partea bună a lucrurilor și nu putem să scoatem decât prin dragoste. Mă simt și eu tiner în seara asta. Este una din acțiunile care le-am promis lună de lună pentru copii. De data asta a venit seara tineretului. Mă bucur pentru ei, oamenii se simt foarte bine. Ați văzut o avalanșă de tineri în seara aceasta prezentă aici în club. Copiii de la asociație au reușit să facă un show așa cum au promis. Aștept cu nerăbdare să vedem concursul, premiile, echipele câștigătoare și de ce nu să mai repetăm și cu alte ocazii această petrecere de succes. Seara a fost una incendiară, iar cei prezenți au fost surprinși de organizatori cu concursuri amuzante și premii care au făcut deliciul serii. Organizatorii au promis că seara explozivă nu va rămâne singura de acest fel. Mă simt foarte bine, am o stare foarte bună. Cum ți se pare petrecerea? Petrecerea este foarte bine organizată, este foarte multă lume, sunt toți prietenii mei și mă simt extraordinar de bine. Mă distrez, e frumos! Îți place petrecerea? Da! Ai venit însoțită? Da, am venit cu iubitul! Foarte bine, mă bucur că este o petrecere a tuturor tinerilor din Giurgiu. Am venit să ne distrăm, este ocazia, este Valentine's Day, ne simțim bine și totul este în regulă.